Hei, dragi prieteni, dezbatere electorală în această seară. Candidații au fost la sacul de box politic acolo, s-au antrenat, au pregătit mănușile, tot competiție de primă clasă în această seară aici. Andrei Udiștoiu, reprezentând Partidul Mișcarea Populară, bună seara, bine ați venit, e încă asudat din cauza antrenamentului care l-a făcut. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Și domnul Ștefan Ghimiș, reprezentând Partidul Verzilor, la fel de data asta, dânsul este candidat la președinția Consiliului Județean. Bună seara, bine ați venit. Bună seara, bine v-am găsit. Ce faceți, domnul Ghimiș? Cum se împacă Verzii cu Partidul Mișcarea Populară a domnului Udriștu? Există cale de comunicare, consens sau, din potrivă, aveți ambasadele închise și fiecare pe cont propriu la competiția electorală? Nu. Eu zic că în politică normalitatea ar fi să avem ambasadele deschise, să avem colaborare. Normalitatea ar fi, mi-a plăcut. Normalitatea ar fi, da. Suntem un partid care ne dorim să aducem normalitatea în viața politică și am intrat în viața politică acum pentru lucrul ăsta. Nu aș vrea să cred că nu putem să susținem proiectele bune al oricărui partid politic. Chiar și PMP-ul, sau nu numai PMP-ul. Suntem deschiși. Hai să zicem că luna aceasta suntem într-o confruntare electorală, dar după, cred că toți ar trebui să fim deschiși pentru a spune cele mai bune proiecte pentru Gorj și pentru a susține lucrul ăsta. Că văd oameni noi, exact cum au pus și colegii mei pe bortier acolo, o generație altfel, o șansă pentru Gorj. Adică vedem altfel de oameni care au decis să facă politică și mie îmi place atunci când văd persoane noi care intră în diverse formațiuni politice și prin mijloacele personale pe care le are fiecare, încearcă să-și impună punctul de vedere și încercăm și cu domnul Udriștoiu să vedem de ce nu a reușit să fie locul 1 pe listele la Partidul Mișcarea Populară și a acceptat doar locul 2. Deci mi-ar fi plăcut să văd pe Udriștoiu pe locul 1. Te rog. Mulțumesc mult pentru întrebare, pentru că eu consider că este firesc ca și candidatul pentru funcția de primar, pentru votorul de primar la municipiul Târgu Jiu, să ocupe și prima poziție pe lista de consilier pentru a ne ajuta cu notorietatea sa, aducând voturi către Partidul Mișcarea Populară. Deci nu mi-am dorit nici de cum locul 1, locul 2 e locul pe care mi-am dorit pe această listă. Cum să spun, candidatul te-a făcut la mustață. Nu. Este exact ce mi-am dorit și cred eu că așa este normal și firesc. Cred că am făcut o listă destul de puternică pentru lupta asta, pentru Consiliul Local și pentru Consiliul Județean de asemenea, formată din oameni tineri, oameni cu experiență în diverse domenii, oameni veniți din mediul privat, oameni care au creat locuri de muncă în județul Gorj și care își doresc un Gorj altfel. Un Gorj altfel. Domnul Ghimiș, de acord cu ceea ce spune... Da, e nevoie de oameni noi. Și la noi, la Partidul Verde, am adus oameni care n-au mai făcut politică deloc. Am reușit să captăm în partid și să vină pe liste, pentru că nu a fost ușor. Oamenii au fost reticenți la a intra în politică și tinerii sunt reticenți la a intra în politică. Prin urmare, felicit pe toată lumea pentru că a făcut pasul ăsta și cred că e un an electoral și alegerile de anul acesta, cred că partea asta e dominantă. Sper să nu fie o dezamăgire, dar sunt foarte mulți tineri, sunt foarte mulți oameni care n-au făcut politică și au făcut pasul spre zona asta. Și cred că a venit timpul să facem o schimbare și în Gorj și cred că a venit timpul să votăm și altfel. Și să votăm oameni care n-au mai făcut politică, oameni care au, bineînțeles, în spate un background, oameni care pot să facă ceva pentru județ și pentru municipiu. Apropo de cele menționate de dumneavoastră, de cei tineri lipsiți de experiență și de rutina politicii de zi cu zi, nu cumva sunt niște pioni pe tavla de șah așezați de cum să spun, stăpânii jocului, e prea mult, de mastermind e prea mult, nu știu, de băieți ăștia deștepți, ca să le folosesc o sintagmă mai acreditată în spațiu public, așa, care mută la pioni de 20 ceva de ani pe tabla asta de șah? Eu mi-aș dori să nu fie așa. Și cel puțin la noi fiecare și-a găsit locul pe listă în funcție de experiența pe care o avea. Nu înseamnă că am pus tineri fără experiență pe listă, fără să fi făcut absolut nimic în viață. Dar sunt oameni și tineri, dar și maturi, care nu au făcut politică până acum. Asta este cel mai important. Locul 2 pe listă la municipiu, la Târgu Jiu, la Consiliul Județean, este Florin Berculescu. E un nume pe care toată lumea îl cunoaște, nu a făcut politică până acum și a făcut pasul în arenă. Un exemplu de om care are un background în spate, care știe ce vrea, care poate și care poate reprezenta o soluție pentru alegerile actuale. Dumneavoastră sunteți, văd că domnul Ghimiș foarte încrezător în șansele Verzilor. Haideți să vedem dacă domnul Udriștoiu are aceeași încredere în șansele Popularilor, ca să spun așa. Nu am aceeași încredere și o am mult mai mare, pentru că eu cred că anul ăsta ne luptăm la câștigarea primăriei Târgu Jiu. Nici de cum nu devem mai mulțumi cu un scor de 7, 8, 9 până în 10%. Încerca să faci și dispare și mai credibil în ceea ce spuneți. De ce? Nu par credibil în fața ta? Trebuie să-i convingi, nu, trebuie să convingi electoratul. Păi electoratul deja e convins, pentru că noi deja am făcut o perioadă de campania, am ieșit mult. Ascultă-mă puțin. Deja am fost foarte mult în municipiul Târgu Jiu, spre deosebire de alte partide, și am luat pulsul din fiecare zonă, din fiecare cartier. De acolo vin și acum, chiar din teren.
Și le-aș recomanda tuturor candidaților de la oricare formațiune politică să facă asta, să coboare acolo în Mocirla, din Târgu Jiu, din fiecare zonă, pentru că asta e o Mocirlă. Ascultă-mă puțin, aud numai planuri din astea extraordinare în care creăm aici, aducem mii de locuri de muncă, toți suntem informaticieni, toți lucrăm în IT. În schimb, oamenii nu s-au dus să vadă șobolanii și Mocirla din cartiere. Eu vorbesc foarte serios. Eu vin din zone și sunt total dezamăgit. Deci am găsit acolo. Întrebați oamenii din Văden, de la blocurile din Văden, întrebați oamenii din zona Teilor, întrebați oamenii din zona Lotrului, ce au în cartierele astea și ce li se promite, marea cu seară. Domnul Ghimici, m-am scas în bic. Am început campania din partea de nord a orașului, nu din partea de sud. Cu protipendanta, așa, popularii mai. Zona de Polata, Ursați, Slobozia, zona, cred că, fierbinte... Acolo unde miroase foarte frumos, mă scuzați. Exact, zona fierbinte în ghilimele a orașului. Și acolo să știi că oamenii nu erau chiar așa de încântați de tot ce înseamnă cartier, tot ce înseamnă până la urmă implicarea autorităților în rezolvarea problemelor lor. Au o problemă mare și cred că unică, aproape toți din zona respectivă, mirosul de la groapa de gunoi, faptul că se aduc depozite și alte depozite în zonă, faptul că sunt șobolani absolut în toate gospodăriile și nu mai știu ce să mai fac cu ei, faptul că se mirosul oricum e clar. A doua problemă e apa, tot la fel de importantă și tot la fel de actuală până la urmă. Este anormal ca acum, mai ales în situație de pandemie, oamenii să aibă apă cu program. V-au spus că sunt ore, 7-8 ore, perioada în care ei nu au apă potabilă. Exact, adică... asta, au apă cu program. Este absolut inadmisibil din punctul meu de vedere și cred că din punctul oricărui cetățean. Nu este normal lucrul ăsta și sper să înceteze. Apropo de cele menționate de dumneavoastră cu programul ăsta de apă caldă, crezi că în România anului 2020, având în vedere condițiile pe care le au municipiile de ședință de județ, nu știu, gen Timișoara, gen Brașov, gen Arad, mai este normal ca noi să trăim în perioada aceasta a evului mediu, ca să spun așa, pentru că eu zic că Târgu Jiu, având în vedere că este orașul Brâncuș, merită mult mai mult, dar în același timp noi ne zbatem undeva într-o zonă a feudalismului târziu. Corect. Deci asta spuneam și eu, este absolut anormal. Este strigător la cer să te duci într-un cartier și să spună oamenii acum, în secolul 21, într-o situație de pandemie în care apa este elementul de bază, să spună nu am apă, nu pot să mă spăl, nu pot să beau. Deci apa pe care și când vine la robinet este apă plătită potabilă, dar nepotabilă. Și asta din... Păi și la Paregiu, vina... acolo nu treabă nimeni să le bată la ușă, bă băieți. Apa Regio dă vina pe primărie, primăria dă vina pe Apa Regio și uite așa este un ping-pong între cele două autorități, absolut fără beneficiu pentru cetățenii. Până la urmă, cetățenul trebuie să fie cel care trebuie să beneficieze de programul autorităților și autoritățile trebuie să fie cumva în subordinea cetățeanului, invers. S-a obișnuit ca fiecare dintre cei ajuns într-o anumită poziție să aștepte și să li se spună tot timpul, știți, nu am apă, știți, am o problemă, să se roage, să vină omul cu căciula în mână, să vină cu căciula și să ceară tot timpul și cel puțin prin cartierele respective nu au trecut actualele autorități decât acum 3 ani când au fost alegerile. De atunci n-au mai călcat, nu le-au mai dat niciun semn de viață, sunt cumva zone abandonate ale Târgu Jiului, ceea ce este anormal. Este o zonă frumoasă, este zona de periferie a Târgu Jiului care poate să aducă plus valoare pentru centru, pentru că acolo pot fi și zona de agricultură care să aducă produse în Târgu Jiu. E zona de verdeață, o zonă superbă, din păcate ne batem joc de ea. Din păcate autoritățile, că nu noi, autoritățile îți bag joc de județ, îți bag joc de orașul în care trăim. E inadmisibil și cred, sper să înceteze. Domnul Dristoiu, cum vi se pare discursul invitatului nostru din platou? Dacă sunteți de acord cu el și dacă veniți cu o soluție, ca să spun așa, inedită la aceste probleme din partea partidului în care faceți parte. Bun. În acea zonă, Ursați, Polata, respectiv zona Bârsești, într-adevăr, mirosul e atât de puternic încât nu poți respira. Nu știu cum oamenii din zona aceea pot să iese să-și bea cafeaua liniștiți pe terasă sau să facă un grătar în curte, că de asta și-au construit case și nu stau la apartament. E imposibil acolo, chiar... certific. Eu am trecut de câteva ori pe acolo, e imposibil să stai efectiv în curte. Și s-a dus deja până spre Bălești încolo mirosul, cel puțin seara. Soluții bineînțeles că există. Noi prin programul nostru chiar ne propunem mutarea acestei gropi de gunoi în zona Vârți, chiar e cuprinsă în programul nostru pentru Târgu Jiu. Am și identificat locațiile respective. Rămâne doar să ajungem la primărie ca să putem face demersurile necesare.
Probleme sunt multe în municipiul Târgu Jiu, referitor la întrebarea de pentru în ce părere am despre candidatul de Partidul Verzilor la președinția Consiliului Județean. Mă bucur să văd oameni noi în aceste platouri, sunt sătul de vechi politicieni. Urez multă baftă, partidul, nu știu dacă are susținerea, are puterea de a vă susține, de a vă împinge din spate pentru acestei funcții, oricum multă baftă în campania electorală. Că partide care sunt mașinării efective, PSD-ul și PNL-ul, nu sunteți nici PMP-ul, nici Pro-România sau USR-ul. Sunteți mai mici acolo dumneavoastră în generație? Normal că suntem mai mici, dar însă am demonstrat că mereu am trecut acel prag, pentru că eu văd mereu sondaje. Din 5 ani de când m-am înscris în Partidul Mișcarea Populară, am tot văzut sondaje unde PMP-ul mereu e sub prag, e sub prag. În schimb, noi niciodată n-am scăzut sub un scor de 6,6% la Târgu Jiu. Deci niciodată, nici la nivel de țară sub 6%. Deci PMP-ul mereu a făcut pragul. E un partid mic, dar un partid care muncește și culege vot cu vot. Nu e un partid împins din spate de un gigant, de servicii, de nu știu ce mare forță la nivel național. Voturile astea se adună cu muncă de noi în teritoriu, de la oamenii simpli, oamenii care cred că se poate produce schimbare. Vă chivernisiți așa toate voturile? Muncim zi de zi. N-am văzut alte partide atât de active în perioada asta. Să știți că am fost activ și în acești 4 ani, din 2016 până acum. Am ieșit în cartiere, am ieșit în societate și sper să se cunoască asta pe 27 septembrie, când vom culege roadele muncii noastre de 4 ani de zile. Domnul Ghimiș, oamenii au muncit 4 ani de zile, dumneavoastră. Eu sper și eu am muncit 4 ani de zile. Așa, am muncit pentru a câștiga experiență pentru oameni. Și eu sper că oamenii de data asta să aleagă oameni. Cred că m-a venit timpul să nu mai aleagă partide, pentru că în spatele oamenilor din partide sunt mașinării de partid, cum am spus. Nu, e PSD-ul și PNL-ul. Sunt singuri care au mașinării de partid. Ceilalți se chinuie fiecare cum poate. Mașinării mai mici. Da, mașini, nu prea aveți. Ăștia merg cu Mercedes-uri, bicicleta, cu biciclete sau cu trotinetele, da, și vă puneți cu ei. Noi sperăm să deci din startul e inegal, din prima. Noi sperăm să mergem cu mașini electrice. Bicicletă electrică, cum are Belgia. Să aducem în Târgu Jiu mașini electrice și să mergem cu ele, pentru că ăsta e viitorul. Și sper, am mai spus, oamenii să aleagă oameni. Să uite pe listele respective și să identifice oamenii, să identifice cu ideile lor și să aleagă conștient. Pentru că de alegerea lor depinde viitorul fiecăruia. Și al nostru și al lor. Apropo de cele menționate noastre, de ce să vă aleagă lumea pe dumneavoastră și nu pe candidații celor două formațiuni politice mari, respectiv Cosmin Popescu și Iulian Popescu? Pentru că... Toată lumea dacă bătălia va fi între ei doi. Acum haideți să facem o surpriză să vedem ce vă alege pe Ghimiș de la Partidul Verzilor. Pentru că Ghimiș s-a întors în Gorj, Ghimiș este gorjean. Ghimiș a venit în Gorj acum aproape 30 de ani și a activat în universitate. Prin mâna lui Ghimiș au trecut cel puțin 5.000 de studenți care în momentul ăsta sunt pe piață și activează în economie. Am adus cele mai noi proiecte în universitate și în Gorj. Am activat nu numai în universitate, ci și în societatea civilă, pentru că ăsta a fost primul pas. Am considerat la un moment dat că e timpul să trec dincolo și să mă implic în societate în afară de catedră și am fost în cel puțin două ONG-uri care au desfășurat activitate socială în Târgu Jiu și în Gorj, iar acum am ajuns la concluzia că e cazul să trec pasul dincolo în arena politică, pentru că am constatat că numai activând în societatea civilă, în ONG-uri, nu poți să faci atât de mult pe cât mi-aș dori. Și sper că sunt soluția pentru oameni, sunt soluția pentru a aduce în Gorj proiecte, sunt un om care poate și care în primul rând vrea. Domnul Udiștoiu, de ce să voteze alegătorii candidatul dumneavoastră la primăria municipiului Târgu Jiu pe domnul Rotaru respectiv? Pentru că avem un candidat pe domnul Rotaru cu o vastă experiență în administrație publică, știe toată lumea ce a făcut la Lele, știm de 12 ani, 3 mandate pe care le-a avut dânsul acolo. Puteți să mergeți în teren să și aflați, dacă sunteți curios, să discutați cu oamenii, să vedeți și rezultatele. E o comună pe care a lăsat-o ca la carte, cu toate utilitățile duse, cu asfalt, cu gaz, cu apă curentă, ceea ce atunci când a preluat dânsul comuna, această comună era la zero. La fel și Târgu Jiu în momentul ăsta. Dar și v-am balat așa că vorbim de domnul Rotaru și am uitat, vă simt puțin că nu ne-a susținut această luptă. Nu, eu nu susțin pe absolut nimeni, poate de echidistan. Eu sunt sigur că o să mergeți și dumneavoastră la așa? Vot. O să merg la vot acolo, este decizia mea. În calitate de om care prezintă candidații tuturor formațiunilor politice, este normal să am echidistanță față de toate persoane. Convingeți-i pe cei care sunt, că nu pe mine. Și v-am spus-o, că publicul, eu sunt convins că și-a dat seama cu cine trebuie să votez pe data de 27. Publicul, parcă ați vorbit de Lady Gaga, așa, mă rog, asta ca o paranteză, ia ziceți. Deci domnul Rotaru a făcut comuna Lelești, bun, așa. Bun. După asta am fost director la patrimoniu.
Acolo a muncit din greu, a avut rezultate notabile. Da, spuneți-mi dacă aveți. Dar și relaxat acum piepărul între noi, dar probabil că muncit și eu cred că orice, eu cred că orice om greșește în viață și ăsta e un episod care trebuie trecut și cred eu că e deja expirat. Oamenii cred că deja cunosc acest episod total nefericit și trebuie să ne să alegem, cum a spus dumneavoastră, omul pe ceea ce a făcut în administrație, acolo unde, unde a lucrat. Efectiv, noi uităm la comunalele și ne dăm seama dacă a putut să facă... Deci facem, sloganul ar putea să meargă, facem Târgu Jiu Caleleștiu. Nu, dar la fel de bine, dacă ai avut rezultate, domnul Leo, la Accent TV, cred că poți să lucrezi și la un post de televiziune mai mare de la București și cred că vei face față și acolo. Asta e concluzia. E o premisă. Deci dacă poți să faci treabă într-un loc... Ce mă amuză pe mine ca reprezentantul PMP-ului, deci eu încerc să vorbesc cu telespectatorii, încearcă să mă convingă pe mine. Dar da, văd că e aproape inutil. Sunteți un alegător, da. Da, păi sunt un alegător, dar te se convingă pe telespectator, nu pe mine. Domnul Ghimiș, dumneavoastră, în momentul în care vă prezentați oferta electorală cu Partidul Verzilor, cu ce veniți în plus față de celelalte formațiuni politice, că sunt PSD, PNL, că fiecare cred că te să aibă un atu pe care îl folosește, fie că e PMP, fie că e Verzi, noi eu vin în plus față de ceilalți cu, nu știu, cireașa după tort, care doctrina verde. Vorbim de altceva, vorbim de o altă cale, vorbim de calea viitorului, pentru că Europa devine cu fiecare moment care trece o Europa verde. Vorbim de Green Deal, vorbim de faptul că Europa, marile orașe din Europa au devenit verzi în ultimele două luni și s-au primării colorate în verde. Vorbim de faptul că toată zona europeană își dorește un viitor verde pentru copiii și tinerii din țările respective. E timpul ca și în România, ca și în Gorj și în Târgu Jiu, să implementăm doctrina verde, să implementăm principiile în care viața este pusă mai presus de interesele mărunte ale unei doctrine de partid. Vrem ca omul să fie pus în prim plan și vrem să construim o societate pentru oameni și pentru copiii noștri. Haideți să nu ne rezumăm numai la viața pe care o trăim, să ne gândim și să ne uităm în ochii copiilor atunci când luăm deciziile, când ne aflăm într-o poziție în care putem să luăm decizii pentru societate. Domnul Odriștoiu, elementul de inedit, cireașa de pe torta PMP-ului. Până la viața asta verde și eu mi-aș dori eu pentru generația ce urmează și pentru locuitorii județului Gorj, însă cred că trebuie să avem locuri de muncă pentru ei, pentru ca ei să rămână în județul Gorj. Toți colegii mei de liceu, de facultate, au plecat din municipiul Târgu Jiu. Eu am fost forțat să plec de aici, într-un mare centru universitar, acolo unde mi-am găsit și un job cu care m-am întors acasă. Ăsta a fost norocul meu. Altfel, nu știu în Târgu Jiu ce șansă aș fi avut să mă dezvolt și să-mi asigur un trai decent. Lucrând într-o corporație și nu în sistemul de stat. Pentru că în județul Gorj, în momentul de față, în afară de CEO, care este un gigant, este o vacă de mulți pentru toți, și locurile de muncă bine plătite de la stat, investitorii știți și dumneavoastră că sunt destul de puțini și salariile sunt acolo, se învârt undeva la minimul pe economie sau puțin mai mult, până în jurul sumei de 2000 de lei. E, cu salariile astea nu cred că o să mai rămână tineri din județul Gorj și nu vom mai avea pentru cine să creăm această viață verde. Dar pentru... Da, că acum nu, m-am întrebat care este bun, elementul de inedit al SRP-ului. Acum dumneavoastră s-a transformat discursul noastră într-un atac la adresa Partidului Verzilor. Nu era nici de cum un atac. Spuneam că îmi doresc și o viață verde, dar de înainte de asta trebuie să rămână. Trebuie să rămână aici locuitorii, pentru că nu vom avea cui să oferim viața asta dacă tinerii pleacă din județ. PMP-ul în municipiul Târgu Jiu, pentru municipiul Târgu Jiu, a făcut un program destul de amplu în care și-a asumat câteva puncte principale, marile probleme pe care noi le-am identificat din teren. Printre astea se numără închiderea pieței mari, închiderea pieței mici, acolo unde sunt condiții, zic eu, anormale pentru anul 2020 în care noi trăim, atât pentru cumpărători cât și pentru persoanele care vând acolo, pentru producători și pentru comercianți. Locurile de parcare știți la fel că sunt o mare problemă și traficul în municipiul Târgu Jiu. Cred eu că în primele trei probleme ale municipiului Târgu Jiu le-am putea clasa. Știți că de 10 ani de zile se discută de o parcare în zona Ana Super 2000. Nu s-a realizat nici până acum, deși a fost bugetată pentru anul 2020 printr-un amendament depus chiar de mine la bugetul domnului primar. N-am văzut nicio mișcare până acum, doar studii de fezabilitate, bani cheltuiți și atât. Am adus un arhitect de la Timișoara, am măsurat toată zona, vom veni cu proiectul complex pentru cetățenii municipiului Târgu Jiu, unde vor vedea exact cum va arăta această parcare, cum va arăta piața mare, cum va arăta piața mică. Pe lângă asta sunt probleme legate de acel târg numit Coleus pentru romi, unde își desfășurau și activitatea și știți că în momentul de față este închis. La fel acolo condițiile erau inacceptabile pentru anul 2020. Am propus crearea unui târg modern în zona CAM, undeva în spatele pieței CAM. Vom veni și cu acest proiect creat de un arhitect din Timișoara. Vom veni și cu surse de finanțare.
Le vom explica cetățenilor pe larg cum vă face aceste demersuri pentru a construi și a moderniza aceste piețe. Și la nivelul județului Gorj? Aș prefera să vorbesc mai puțin despre județul Gorj, pentru că acolo avem cu totul o altă listă de candidați. Nu mă regăsesc pe lista de Consiliu Județean. Este domnul Nicolae Davițoiu, candidat la președinția Consiliului Județean, alături de domnul Rușeț și ceilalți colegi de-ai mei. Așa că, într-o seară, poate o să discutați cu dânsi mai mult pe subiectul județului. Bineînțeles că se știe, CEO e un subiect mare de tot pentru județul Gorj. Din punctul meu de vedere, CEO își va reduce numărul de angajați treptat în următorii 5, 6, 7 ani de zile și ar trebui să găsim o altă soluție alternativă, să nu ne mai bazăm doar pe complexul energetic Oltenia, pentru că știm care va fi soarta mai devreme sau mai târziu. Concluzie tranșantă pe care a emis-o reprezentantul PMP-ului. Referitor la soarta CEO-ului. Soarta CEO este mâinile noastre și mâinile noastre, mâinile celor care decid până la urmă și mod clar mâinile celor care au decis până acum, pentru că lucrurile sunt negociate și sunt negociate, cred, destul de rău pentru CEO și soarta nu e chiar atât de... sau viitorul nu e atât de roz. Vor funcționa banii ăia pe care sunt aici pentru reconversie profesională între ghilimele de rigoare sau vor fi câțiva jmecheri abonați la ei, așa cum s-a întâmplat și în zona Voiejiului, vor suge exact cei de sub de aici toată seva și pe care vor pleca, iar noi vom rămâne la mila lui Dumnezeu. Să sperăm că nu. Să sperăm că viitorul nu ne va duce spre zona de Petroșani și să așteptăm 10-15 ani să revenim din nou din istorie, să renaștem. Noi încercăm să extrapolăm, să ne imaginăm un viitor mai luminos, dar în schimb experiența e una tristă și cu totul alta. E adevărat, pentru că nu există nicio strategie pentru CEO, nu există nicio strategie pentru județ. Acum aflu că Consiliul Județean își propune să înceapă strategia pentru 2021, dar suntem aproape de finalul 2020, nici nu știm dacă obiectivele care au fost puse în strategia trecută, care și aia a fost cu cântec și cu mulți bani dați pe ea, au fost îndeplinite. Ni se spune astăzi, deși cred că puteau să înceapă de mult consultările, că vom mai avea o nouă strategie. La fel ca cea veche? S-a făcut ceva în actuala. Care e strategia? Până la urmă, tot timpul și cu CEO ne gândim că o înaintăm anul viitor, anul viitor și anul viitor. Improvizație în permanență. Exact asta. Deci nu există plan niciun... pe termen mediu și lung. Doar improvizăm de la o lună la alta, de la o lună la alta, în speranța că poate o să fie bine. E o politică reactivă. Practic, reacționez, dar efect. Se întâmplă ceva, dau o decizie. Nu. Haideți să avem o politică pe termen lung. Haideți să luăm rapid o scurtă pauză de publicitate, după care o să revenim la dezbaterea noastră, generația altfel, o șansă pentru Gorj. Publicitate și revenim. Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesioniști. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu o experiență de peste 7 ani. Pensiunea Casa Gorjenească.
situată la 5 km de centrul orașului Târgu Jiu, într-o zonă liniștită în Iezureni. Pensiunea Casa Gorjenească pune la dispoziția oaspeților 14 camere, internet wireless gratuit și o parcare privată. Prețul cazării începe de la 70 de lei. Mai multe detalii la telefoanele 0761 129 396 sau 0760 852 251. Pensiunea Casa Gorjenească. Ana Delivery gătește zilnic pentru tine. Suntem alături de clienții noștri în fiecare zi cu o varietate de preparate proaspăt gătite. Pizza, paste, desert, mâncăruri tradiționale, preparate din pește, pui, porc, vită, oaie, mâncăruri de post. Comenzi la telefon cu prefix din orice rețea 222229 sau online pe ana-delivery.ro. Ana Delivery. În fiecare zi, în siguranță, livrăm preparate proaspăt gătite cu drag pentru clienții noștri. Vă mulțumim pentru încredere și vă onorăm cu promptitudine comenzile. Petrol Gaz Elmark, Petrol Gaz Elmark. Stația de alimentare cu carburanți Petrol Gaz Elmark comercializează toată gama de carburanți de cea mai bună calitate și prețuri fără concurență. Fără concurență. Petrol Gaz Elmark din Scoarța, județul Gorj, vă pune la dispoziție vulcanizare și spălătorie automată pentru autoturisme și camioane. Vă așteptăm în comuna Scoarța, strada principală, județul Gorj. Petrol Gaz Elmark, dă viață mașinii tale. Salon Art. De la tuns la coafat, de zi sau pentru ocazii speciale, vopsit, styling, tratamente cu produse profesionale sau manicură și pedicură cu ojă semipermanentă și gel, la cele mai bune prețuri și cea mai bună calitate. Indiferent ce-ți dorești pentru păr sau unghii, vino la Salon Art din Târgu Jiu, strada Minerilor, bloc 2, scara 7, parter, în spate la poliția locală. Telefon 0765 359 897. Salon Art. Crearea de frumusețe este artă. Centrul de recuperare Kineto Maria, cea mai modernă clinică în domeniul recuperării medicale. Tratează o gamă largă de afecțiuni, reumatologie, neurologie, ortopedie, ginecologie, pediatrie, dermatologie, postoperator, sportive, cu proceduri de ultimă generație, cât și masaj terapeutic și de relaxare. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Locotenent Colonel Dumitru Petrescu, numărul 29, lângă magazinul Profi și la numărul de telefon 0770 115 004. Centrul de recuperare Kineto Maria. Cea mai bună clinică în 2020. Știm că pentru noi, femeile, este foarte important modul cum arătăm. Cu ajutorul unei tehnici inovative, fără ac, reinventăm folosirea acidului hialuronic. Creștem volumul buzelor, umplem liniile fine și ridurile profunde, chiar și bărbaților. Lash & Beauty by Adina vine acum cu o noutate revoluționară. Spune adio durerii și urmelor lăsate pe buzele tale. Ne găsești la Janin Beauty Center. Poți urma cursurile noastre de extensii gene și hialuropen, unde vei descoperi tainele acidului hialuronic. Lash & Beauty by Adina. Din pasiune pentru frumusețea ta. Am revenit, dragi prieteni, la dezbaterea noastră din această seară cu o generație de politicieni altfel, care, zic eu, indiferent de formațiunea politică din care fac parte, ar putea schimba fața politicii atât la nivel de municipiu cât și la nivel de județ, comune și orașe. Așadar, alături de noi Andrei Udriștoiu, reprezentând Partidul Mișcarea Populară, și domnul Ștefan Ghimiș, reprezentând Partidul Verzilor și candidatul acestei formațiuni la președinția Consiliului Județean. Înainte de toate, vreau să lansați un mesaj către generația aceasta, între o generație tânără între 18 și 35 de ani, da? La ultimele alegeri, dacă stăm și ne uităm, din cei care au votat, un procent de 7% au fost între 18 și 35 de ani, da? E, în momentul în care îi dăm la o parte pe cei regimentați în PSD, în PNL, în ALDE, în USR, mai știu care sunt, da, așa, nu mai rămâne aproape niciun măcar, cred că, un procent din generația asta. Cu ce mesaj de mobilizare veniți dumneavoastră, domnul Ghimi și domnul Distuiu, către această generație care nu a participat la ultimul ciclu electoral? E timpul să-și aleagă singur viitorii, să-și facă singur viitorul, pentru că nu mai e cazul să lase pe părinții și bunicii lor să decidă soarta lor. Dar de ce nu participă totuși? Pentru că de ales sau acum sunt foarte multe formațiuni politice, candidați noi? Sau am avut discuții cu tineri care nu erau regimentați în politică, prin natura meseriei sunt în legătură cu mulți tineri.
Sunt foarte mulți care chiar nu știu nimic despre politică. Nu știu ce înseamnă dreapta, nu știu ce înseamnă stânga, nu știu ce înseamnă doctrină. Se duc la alegeri și am întrebat cum vă duceți la alegeri, cum alegeți până la urmă, cum cei care se duc măcar și pun votul pe ceva. Păi întreb pe tata, întreb pe mama ce să votez. Și asta este modalitatea lor de a vota. Cred că ar fi cazul ca în educație, la școală, totuși măcar la clasa 12-a sau la liceu oricum, să li se predea măcar câteva noțiuni privind ce înseamnă viața asta politică, ce înseamnă politica, ce înseamnă doctrina de dreapta, ce înseamnă doctrina de stânga, pentru că la 18 ani ei votează și nu știu, habar n-au ce votează. Majoritatea. Câte manuale alternative au săraci și câte probleme au, numai de asta nu se loviseră acum, da, să le introducă un manual de cultură politică necesară, cu adevărat, dar dacă ne urcăm la norma didactică și pedagogică, ne doare capul ce e acolo. În cursurile de educație sau în cursul de educație civică sau la ora de dirigenție, să aibă măcar o oră despre așa ceva, să li se spună ceva, pentru că chiar nu știu. Sunt aruncați la vot, se duc, ca să nu mai zic că sunt dezamăgiți total de ce înseamnă viață politică, ce înseamnă partide și ce înseamnă promisiuni. Dar de ce nu participă ciclul electoral? Pentru că, de ce nu intră în partide? Nu, de ce nu participă? Sunt dezamăgiți, sunt sictiriți, cum se spune dumneavoastră, dar atunci când au ocazia, pentru că nu vin să sancționeze ceea ce nu le convine. Da, e un paradox. Un cerc vicios. Ei spun nu mă duc la vot pentru că oricum ies tot aceleași două partide și asta încerc eu să le spun, da, dar ies cele două partide pentru că nu vă duceți la vot. Dacă vă duceți la post, există o șansă. Dar au încercat acum alegerile precedente și spun, da, am ieșit la un moment dat la vot și au fost pozile din București și au încercat să schimbe situația și aproape că nu s-a schimbat nimic. Și au constatat că nu se schimbă nimic și atunci spun, da, de ce să mai ies? Că până la urmă tot nu s-a schimbat nimic și tot aceiași oameni sunt, s-au mai schimbat între partide. Și aia e marea tragedie, că se schimbă dintr-un partid în altul fără nicio problemă și fără a face absolut nimic. Nu există nicio doctrină, din punctul meu de vedere, la oamenii politici. Domnul Udrișteu, să stea la putere. Da, domnul Udrișteu, ce mesaj lansați pentru generația 18-35 de ani pentru a îndemna măcar să vină la vot? Acum nu știu dacă și cu candidatul nostru noi am spus așa, stat implicării, așa că noi toți ar trebui să ne implicăm și de foarte multe ori primesc de la tineri, de vârsta mea sau mai mici decât mine, replica eu nu fac politică, eu sunt apolitic. Le explic, încerc să le explic că nu trebuie să faci politică, trebuie doar să mergi la vot și să-ți exprimi opinia, să alegi candidatul pe care tu ți-l dorești mai mult. Toți sunt la fel. Nu există toți sunt la fel. Toți sunt necinstiți. Cinstea este o unitate de măsură, ne-a spus-o mereu. Unul mai cinstit decât altul. Ideea e că trebuie să mergi acolo să alegi persoana pe care tu o consideri cea mai potrivită pentru funcția pentru care ea candidează. Încerc să-i atrag și în politică. Mai greu decât ai convinge să meargă la vot, pentru că ei consideră că n-au nicio șansă în actuala clasă politică, deși eu sunt un exemplu pentru ei, pentru că n-au avut nicio legătură cu politica, nici părinții care să lucreze în mediul de stat, nici părinți care să fi făcut politică sau să fi avut vreo conexiune cu această lume și totuși am reușit să intru în Consiliul Local într-un moment dat. De se poate. Asta doar prin implicare, prin multă muncă și prin insistență. Dar ceva ușor să mai fie, să le explici, băi, adică e ușor, adică nu știu, te duci să-i dai cu ștampila acolo, ai dat pentru viitorul tău, pentru familia ta, pentru, nu știu, pentru visul tău. Le explic asta și ați văzut, foarte mulți tineri s-au mobilizat la alegerile prezidențiale și au mers la vot, acolo ei au decis oarecum viitorul, doar că ei nu realizează că sunt foarte importante și alegerile locale, pentru că asta e comunitatea în care tu trăiești și le spun mereu, Bihorul e în România și Vaslui este tot în România, totuși nivelul de trai este total altul și ne uităm la cum arată fiecare oraș. Cred că omul sfințește locul și sunt sigur că se poate. Le dau mereu exemplu, la 100 de kilometri de noi se află Râmnicu Vâlcea. Acolo s-a putut, vă spun, orașul ăsta arată altfel, cu un buget aproximativ egal cu al Târgu Jiului, cu un număr de locuitori aproximativ egal, puțin mai mare, spun. Dar știi ce este ciudat apropo de Râmnicu Vâlcea? Râmnicu Vâlcea până acum vreo 7-8 ani era în spatele nostru. Uite că a reușit și a trecut în fața noastră și a mai rămas la bătaie noi și cu Slatina, adică ultimii din Oltenia. Suntem ultimile orașe reședință de județ, le-aș pune în coadă. Da. Acum 10 zile, cred, am avut o întâlnire cu primarul din Râmnicu Vâlcea. Am fost cu domnul Rotaru, candidatul nostru, și colega mea Claudia Oprișe, într-o vizită de lucru, să vedem cum a reușit dânsul să facă lucrurile astea. Concluzia e simplă. Accesăm fonduri europene. Nu accesezi fonduri europene, nu ai nicio șansă să te dezvolți cu banii din bugetul local, orice am spune noi că o să facem și o să dregem. Deci asta e singura soluție. M-am interesat ce linii există în acest moment, ce putem accesa. Sunt fixate linii de finanțare pentru parcuri, de exemplu, pentru terenuri părăsite, pentru defrișări la acelor zone și construirea unor parcuri, singura condiție fiind ca 90% să fie spațiu verde. Deci banii există pentru a crea parcuri pentru copiii noștri generațiile următoare. La Vâlcea am găsit multe parcări supraetajate. La noi văd că nu se reușește, deși a fost bugetat acest proiect, nici măcar nu s-a apucat de lucru pentru o singură parcare.
tinerii nu știu să facă diferența între guvern, între parlament și între ce face primarul și ce face președintele Consiliului Județean. Asta este adevărul. Cei mai mulți tineri nu știu să facă diferența. Și așa cum a zis și colegul meu de platou, ar trebui introdusă cumva într-o oră de cultură civică sau măcar 2-3 ore pentru într-un an școlar asemenea materie, astfel încât ei să știe să deosebească primarul de președintele Consiliului Județean și parlamentarul de ministru. Pentru că aud multe declarații de genul, a venit candidatul la alegerile parlamentare și mi-a promis că îmi bagă gaze în Comuna X. Și tu să crezi asta, să mergi la vot, să pui ștampila pe el, e trist. Cred că anul ăsta totuși se vor mobiliza mai mult tineri decât acum 4 ani de zile, pentru că sunt mai mulți tineri implicați pe listele tuturor partidelor decât au fost acum 4 ani. Eu am regăsit și atunci pe listă, în schimb la alte partide am văzut tineri pe locul 10, 12, 17. Mandy. Cred că acum sunt mai multe partide mici care au venit cu tineri pe listele lor. Mandy, tu știi foarte bine în ciclul electoral 2016, era domnul Ion Săvoiu la voi în partid, da? Și l-a apostrofat doi tineri, mi se pare că era acolo la masă, de ce nu au venit de la vot? Și la care unul dintre ei a spus, păi a plouat și n-am vrut să ies din casă. Da, exact. Deci mi se apărut îngrozitor când am auzit acolo apă și mulți care erau prieteni. În luna iunie. Și a plouat, deci asta a fost... Eu, a fost vremea urâtă, am fost la masă a și... A plouat, vremea urâtă, asta a întâmplându-se în iunie. Vă dați seama ce furtună îngrozitoare a fost în iunie, de aceea tineri de 19-21 de ani n-ar fi putut să meargă la vot. Chiar n-a plouat, cred că a stropit puțin așa, da. O ploaie ușoară de vară, deci de 30 de minute. E foarte greu să-i convin, nu știu, au împărăția căldicelului, au o zonă din asta de confort din care nu vor să iasă sub nicio formă. Nu interesează participarea la viața cetății, politica pentru ei nu înseamnă nimic. Și tocmai de asta și politicienii după aia parcă există un revers al medaliei, nu mai sunt interesați după aceea 4 ani de zile când și-au luat mandatele de viitor aceste generații tinere. Adică pe ăștia nu interesează să iasă la vot, aia când au ieșit nu mai interesează generația tânără. Deci o chestie reciproc valabilă. Sunt cumva scârbiți de actuala clasă politică, înțeleg într-o oarecare măsură. Dar dacă nu depășim momentul și nu ne implicăm cu toții, nu mergem să ne exprimăm opinia, cu siguranță vor conduce tot PSD, PNL, marile partide, pentru că ei deja au electoratul format. Adică, dacă noi nu mergem toți la vot, cu siguranță PSD-ul va conduce. Au legitimitate și PSD-ul și PNL-ul de undeva de între 13 și 15% din total, din bazinul electoral total, da? Între 13 și 15%. Deci asta este legitimitatea pe care o și unul și altul. Da, preferă și această majoritate tăcută preferă să fie condusă, da, de un partid, de un politician, de un, nu știu, primar, președinte de Consiliul Județean, ce mai deputat, senator, ce ori mai e acolo, care reprezintă doar 13-15% între 13-15% din toți oamenii ăștia care trăiesc într-o comunitate, că e Gorj, că e Târgu Jiu, că e, cum vreți să spuneți dumneavoastră. Știți bine că noi, Partidul Mișcarea Populară, am avut acea inițiativă legislativă pentru primar, alegea primarul și președinte și Consiliul Județean în două tururi, am strâns 1 milion de semnături în stradă, am muncit, în schimb n-a fost pus niciodată pe ordinea de zi și devine nu-i doar PSD-ul și PNL-ul, pentru că situația asta îi avantajează. Oamenii trebuie să înțeleagă chestiunea asta. În două tururi se va schimba cu totul și cu totul rezultatul politic din fiecare comună și din fiecare oraș. Sunt orașe reședințe de județ care au primar cu 8-11%. Eu cred că e inadmisibil. Practic, primarul care se alege nu e un primar ales, ci un primar neales. Că da, practic se votează 8%. Contra. Indirect. Practic, e indirect. Oamenii votează contra cuiva și aleg. Dar vorbim de Gorj și vorbim de clasa politică din Gorj și cele două partide. Nu mai vorbesc la nivel național. Există un blat permanent, recunoscut chiar de ei. Ne aducem aminte acum... Că este un blat așa permanent. Își mai dau la joale, vedem pe domnul bagă Romanescu. Moțiuni de cenzură. Aia este un joc și te joacă teatru. Avem declarația domnului Romanescu de acum un an de zile în care spunea că în partidul PNL a făcut tot timpul blat cu PSD-ul la Gorj. E o declarație oficială pusă de față cu actualul prim-ministru. Teatru Elvira Godeanu acum pregătește valuri. Trebuie să are butălia, Andrei Udrișteu, că e pregătit ea. Nu, din punctul meu de vedere, nu, chiar susțin cele spuse de colegul meu de platou, timp de 20, să nu spun 30 de ani, chiar a fost umblat permanent, cel puțin la Gorj, aici unde eu am trăit, între PNL și PSD. Eu asta am văzut. N-am văzut peneliști prea mulți adevărați, pentru că s-au plimbat dintr-o parte în alta și au bătut palma. Și ce am găsit eu și văd în lumea asta politică, o caracatiță care are tentacule foarte întinse. Până când nu ne implicăm noi tineri, cei care n-au avut de-a face cu aceste persoane timp de 30 de ani, să tăiem puțin tentacule și ușor, ușor să fim noi cei mai implicați și să ocupăm anumite funcții în publice, nu cred că avem vreo șansă. Sunt partidele mici strivite între cele două mari pietre, PSD-ul și PNL-ul? Nu știu dacă strivite. Cu siguranță se descurcă foarte greu, pentru că sunt cei doi coloși care se și înțeleg între ei, că aici e problema, că dacă cele două măcar ar exista ca diferență, că e normal să te lupți în arena politică. La balotaj, păi dacă candidații se pun prin înțelegere între conducătorii celor două partide, noi alegătorii ce mai alegem?
că nu mai aici alege. Pe Udriștoiu, pe Ghimiș, pe... Dar asta aici e diferența. Asta sunt voturi culese bob cu bob și e foarte greu să umpli Dita mai Ligianu cu fiecare boabă, când ea cu Plasa și Răstoarnă. Aducem niște voturi, e clar, dar e foarte greu să ne luptăm cu ei, pentru că pe lângă asta au deja o mașinărie de sistem în spate care le generează voturi. Nu că ar fi făcut mare lucru în cei 30 de ani, că asta se vede. V-a plăcut declarația lui Victor Ponta atunci când a spus că a funcționat sistemul lor mai bine decât al nostru? Mașinăria lor de voturi. Da, sistemul, a fost sincer. A fost sincer. A spus direct în lui pragul la intrarea în PSD. Odată, da, el e mincinosul și de data aia a scăpat-o cumva, a spus un adevăr. Da, asta e realitatea. Din păcate, asta e realitatea. Din fericire, eu sper totuși că a venit momentul ca oamenii să conștientizeze lucrul ăsta. Hai să le spunem de fiecare dată când ieșim, să le spunem că trebuie să aleagă și altceva, trebuie să schimbe. Eu înțeleg că alegi pe unul, alegi pe celălalt, dar totuși constați că nu a mers. Nu a mers cu X, nu a mers cu Y. Mă, totuși nu trebuie să mai persiști în greșeală, adică mai te duci următoarea peste 4 ani și spui, haide, le dau votul tot lor pentru că au furat ei sau n-au făcut nimic, dar poate se îndreaptă. Cred totuși că a persista într-un vot nu mai e o greșeală, e altceva. Și eu sper ca oamenii să fie convinși și eu sper să iese la vot cât mai mulți, sper ca tinerii să iese de data asta la vot și să voteze, să voteze conștient de ce votează, să se uite pe listele respective și să aleagă oamenii și sper să schimbăm totuși lucrurile și în Gorj. Din nefericire, să știți că votul, la baza votului în general, este o reacție mai mult emoțională decât una rațională. Degeaba vin foarte mulți candidați și le explică pe înțelesul lor diverse proiecte, diverse investiții care se fac pe termen mediu și îndelungat, dar vine, nu știu, unul cum era Băsescu, Băsescu cât a fost președintele României, ăsta avea pe votul emoțional, făcea așa odată și toată România era încolonată în spatele lui. De ce nu mai găsește nimeni această cheiță emoțională? Da, pe vremea aia, domnul președinte Băsescu era cel care era la butoane și putea să dea emoția Nu cred că atunci când și-a candidat primul mandat, cred că și când a fost primar la municipiul București și când a fost ministru și când... Nu era cel favorit și cel aflat la butoane, cred că alții erau. Exact. Dar în schimb, Băsescu știa să treacă emoția dincolo de ecran. E un cel mai bun politician, cred. Da, de la cel mai tare animal politic de la Revoluție până în prezent, adevăr, Traian Băsescu este lăsat la o parte pe Iliescu, care a avut mașinăria aceea de stat în spatele lui. Da. Și acum domnul Diștoiu râde că Băsescu e de al nostru. Eu le exprim mereu cetățenilor. Luați pliantul candidatului. Dacă acum 4 ani de zile v-a promis asta, au fost 10 puncte și după 4 ani a venit și n-a realizat nici măcar jumătate din ele, nu știu de ce ai mai stat de vorbă cu acel individ. Și pe dumneavoastră, și pe dumneavoastră, domnul Ghimiș, o idee foarte bună spusă de Dumnezeu. De ce nu veniți, domnule, cu pliantele și de la PSD și de la PNL și de la fiecare, de, nu știu, de la ce formație politică? Uite, domnule, ce a făcut, ce a promis acum 4 ani și ce promite acum? Corect. Asta să vadă lumea acasă, uitați-vă la aici, au promis și ce au făcut și uitați-l pe ăsta, e aproape identică ăla al trecut. Bun, și ce putem face? Puteți să venim la Consiliul Județean, a avut PSD puterea timp de 4 ani de zile, deci e simplu să veniți cu pliantul lor de acum 4 ani de zile. Vorbesc de ultimii 4 ani de actualul președinte al Consiliului Județean, ce au făcut pentru județ, iar la municipiul Târgu Jiu, actualul primar, a avut 4 ani de zile, că deja s-a lungit, nu mai poate să zică, aproape 4 ani de zile fără 2 luni, deci deja e cam mandatul întreg din punctul meu de vedere, nu mai ai o scuză, la fel să luăm pliantul să vedem ce s-a realizat. Pentru că eu văd că în Târgu Jiu nu s-au mișcat deloc lucrurile. Asta e părerea mea, ca și cetățean, al omului care trăiește aici, al omului simplu. Iar ce am găsit în Consiliul Local în luna ianuarie, atunci când am intrat acolo, m-a dezamăgit total. Adică sper din colegii din Consiliul Local să fie doar jumătate de data asta, pentru că altfel nu cred că se va putea colabora. O bătălie permanentă între PSD și PNL, care n-a ajutat deloc cetățeanul locuitorul Târgu Jiului, ba din contră ne-a ținut pe loc, ne-a blocat și acum a spus și dumneavoastră noi și Slatina rămânând reședințele de județ în urmă. Trist, dar adevărat, domnul Ghiriș. Apropo de Slatina, prin tot la fel am niște întreprinderi pe care le monitorizez în Slatina. Slatina crește. Slatina are o zonă industrială care nu se compară cu noi. Deci nu se compară cu noi. Deci chiar m-a surprins, o știam și eu tot la fel. Deci am văzut-o acum o lună și au o zonă industrială foarte bine dezvoltată. Sunt firme mari care au venit și nu știu dacă ne-au luat încă. Nu știu dacă peste 4 ani, e că ne-au luat deja, cel puțin ca investitor. Dar rezolv, Ghimiș, lăsați-mă să fiu un pic optimist, adică măcar să știu că e cineva în spatele nostru. Dacă trec și ăștia de noi... Da. Iar ca promisiuni, mi-aduc aminte, acum 4 ani era tot centrul Târgu Jiului și participam la tot felul de dezbateri cum va arăta calea eroilor. Vă aduceți aminte ce panouri mari erau pe toate părțile, era o nebunie. Și acum constat cum arată calea eroilor, un șanț sau un canal și atât.
culmea este că pe priantul candidatului PSD, ca mare realizare este modernizarea căilor eroilor cu poza, cu șanțul respectiv. Asta chiar înseamnă tupeu. Eu cred că au avut timp, atât PSD în 16 ani în care au condus primăria, cât și PNL în cei 4 ani, să arate ce pot. N-au putut mare lucru, să nu spun nimic. Nu cred că de data asta ar trebui să mai aibă șanse la câștigarea fotoliului de primar al municipiului Târgu Jiu și cred că cetățenii ar trebui să realizeze că trebuie un om care chiar poate să facă lucrurile astea și nu promisiuni. Și tot aduceați vorba de domnul Rotaru. Chiar am discutat într-o zi cu dânsul și îmi spunea, dacă n-aș fi mers cu pliantul ăla și la următoarele alegeri să le arăt oamenilor, băi, din 10 poate nu le-am făcut pe toate, dar am făcut 8 lucruri din ceea ce am promis, cu siguranță n-ai mai avea șanse. Și sunt și alți primari în Goș care câștigă și lucrează pentru comuna lor, indiferent de partid, chiar și de la PSD. Există primari, este... avem foarte mulți, culmea să nu ai și 2-3 buni. Mai este nevoie de un primar gospodar sau avem nevoie de un om cu viziune care să știe să scoată Târgu Jiul din starea în care se află și să fie un alt ceva față de cei 16-20 de ani care am făcut acum, fie că e domnul Cărciumaru, fie că e domnul Romanescu, da? Care să aibă o altă învergură din punct de vedere al administrației publice locale. În primul rând trebuie să aibă o echipă, cred eu, de profesioniști care de să poată să ducă în spate acest municipiu Târgu Jiul. Pentru că nu e aparatul ăla tehnic acolo vreo câțiva. N-aș crede. Prin jobul meu lucrez foarte mult cu instituțiile publice și vă spun că e dezamăgire totală ce găsești în orașele, în primăriile. Din primărie în cap. Nu vorbesc doar de primăria Târgu Jiu, vorbesc în general în țara asta. Lucrez de la Arad și până la Olt. Tot trec prin primării și vă spun, sunt oameni angajați acolo, cred eu, din aparatul ăsta politic. Carnetul de partid. Pentru că nu știu să facă ce ar fi trebuit să facă ei acolo, să plătiți degeaba. Trebuie să reducem cumva numărul lor și din punctul meu de vedere, redus numărul unor bugetari care freacă trei hârtii, dar în același timp crearea unui birou pentru atragerea de fonduri europene, din profesioniști care au studiat, care sunt în Timișoara, în București, în Oradea. Hai să-i aducem la Târgu Jiu, înapoi acasă, să-i angajăm aici, îi plătim destul de bine, astfel încât acești tineri să muncească. Hai să creăm niște inspectori de zone. Pentru că am întrebat la Vâlcea și domnul primar îmi povestea că are 8 inspectori împărțiți pe zone în Vâlcea. Ei, omul ăla respectiv știe tot ce mișcă în zona aia și ce ar trebui făcut. Cetățeanul are cui se adresa. La noi merg, banca nu există, pomul e rupt, pică, gardul viu e tăiat, copacul se răstoarnă și tot așa. Deci trebuie să găsim noi soluții prin care să mulțumim cetățeanul. Acesta să fie mulțumit și să aibă un oraș așa cum și-l dorește. Pe lângă crearea de locuri de muncă, pe lângă problemele cu trafic, trebuie și un primar gospodar, astfel încât zonele astea să arate așa cum domnul trebuie. Domnul Ghimiș, în accepțiunea verzilor. Eu cred că avem nevoie de un primar care să aibă viziune. Nu, cred că totuși am depășit faza asta. Suntem totuși în 2020. Cred că am depășit faza că ne trebuie un primar gospodar. Avem un administrator de oraș. Ghimiș, vă place cum arată Târgu Jiu? Da, cred, vă place? Nu-mi place. Dar credeți că primarul trebuie să facă lucrul ăsta? Nu doar un primar gospodar, că am avut unul doar gospodar și, într-adevăr, curățenie și atât. Dacă face numai un primar corect, pe vremea domnului Cuciumaru a fost curat. Nu-i de ajuns. Corect. Nu o să plece din nou. Trebuie să facă pasul dincolo. Trebuie să avem un primar altfel decât gospodar. Ce ne trebuie? Un primar care să vină cu proiecte, să vină cu viziune pentru orașul ăsta, să vină, uite, voi arăta, orașul ăsta va arăta astfel în 10 ani, în 15 ani. Hai să ne apucăm de treabă. De ce să ne gândim pe asta? Da, să-l votăm din nou 4 mandate, cum am mai fost în votat. De ce își propune viziunea aia, știi? Eu n-aș vota pe nimeni dacă mi-ar promite peste 16 ani, fi așa, pentru că peste 8 ani va spune, stai, mai am 8, am timp să fac, să realizez. Nu, că sunt termene clare. Corect, pas cu pas, dar totuși 16 ani e cam mult. Dar trebuie să ai o viziune pe termen lung, pentru că altfel dacă ne rezumăm la proiecte pe un an de zile, nu facem nimic. Din punctul meu de vedere, eu aș limita numărul mandatului unui primar la 2. 8 ani de zile, eu cred că e absolut suficient dacă vrei să faci treabă. Putin de la Moscova mai primit vaccinul anticovid. Domnule, o să fii 20 de ani primar ca să realizezi ceva. Păi ăla e de nu știu câte ani de zile conduce în Rusia și dumneavoastră vezi, vorbiți de un avem primar la comune în Goș, care este de 16 ani de zile și dezastru total. Chiar mai mult. Cred că și de mai mult. Și vă întreb, ce se va întâmpla când CEO totuși nu va mai plăti atâtea taxe și impozite către consiliile locale? Pentru că CEO reducându-și activitatea, clar, comunele vor fi mai sărace. Cheltuielile sunt din ce în ce mai mari, că astea sunt. Nu știu ce vor face acele primării. Dacă atunci când ai avut un buget de 90 și ceva de miliarde, sunt primării în Goși, care au buget de 90 ceva de miliarde. Buget propriu și n-au făcut nimic. Nu știu ce vor face când vor avea un buget sub jumătate. Tu vorbești de bani foarte mulți, dar ce se va întâmpla cu toate localitățile acelea de la Rovinari până la Turceni, care depinde carierele, de perimetrele de cariere miniere, dar și de termoajutarea de la Rovinari și Turceni, în situația în care Green Deal-ul vine peste noi? Ce se va întâmpla cu zona aia acolo? Poți să faci investiții în zonă. Deci asta e ideea. Teoretic, da.
Eu sunt îngrijorat pentru că mă uit la Valea Jiului și văd banii care vin aici, da? Și eu mă raportez mai degrabă la experiența trecutului decât la o să extrapolez un viitor care nu prea ne este caracteristic. Adică foarte puține sunt zonele care au avut parte de dezvoltare și de prosperitate. Green Deal-ul, să știți că nu e numai o sperietoare. Poate fi și o oportunitate pentru noi, pentru că chiar suntem în zonă defavorizată. Mă sperie, având în vedere trecutul nostru și modul în care s-au implementat programe de reconferenție profesională de zeci sute de milioane de euro, tot așa o să vină și acum, să nu vină câțiva băieți deștepți, abonați. Vorbim de o jumătate de oră de schimbarea clasei politice. E o soluție. Dacă rămânem cu aceeași, da, vom ai dreptate. Vom avea aceeași cauze, produc aceeași efecte. Vom avea la fel. Dar dacă schimbăm totuși oamenii, dacă schimbăm abordarea și dacă punem oameni care nu sunt interesați numai de afacerile lor locale, proprii, că se duce halda într-o parte sau în alta, sau excavatorul se duce pe terenul lui și știe ce să facă, cred că am putea să aducem investitori în zonă, să aducem bani, pentru că vor fi foarte mulți bani pe zona asta de reconversie și pe afaceri pe zona de energie verde. Și avem potențial. Haldele respective pot fi puse parcul cu celule foto. Și folosite dumneavoastră ca credeți în șansa dumneavoastră, dar pe de altă parte văd că faceți un apel și la conștiința celor care conduc în prezent. Credeți că ăștia se mai raportează la valorile sociale și la problemele care se vor crea și la nivelul județului Gorj? Sau, dimpotrivă, sunt interesați de protejarea afacerilor proprii, să mai facă niște bani și ulterior au încărcat în căruță tot și au plecat, nu știu, la Monte Carlo sau mai știu unde se duc ușa în drama lor? Altfel nu am dorit să-i schimbăm. Cred că sunt foarte multe cazuri în care un lucru nu merge pentru că în spatele lui deciziei se află un om politic care are interes în zona respectivă. Și au fost foarte mulți ani în care în Gorj nu au venit investitori pentru că se știa că președinția Consiliului Județean nu primește investitori decât dacă se întâmplă ceva. Și nu venea nimeni. Și n-a venit nimeni. Cum vedeți Green Deal-ul ăsta și zona Gorjului, respectiv zona Rovinar-Turceni. Nu sunt un specialist în ceea ce privește complexul energetic Oltenia. Sunt atâția angoși de 20 de ani pe care îi tot văd la televizor. Îi aud mereu ce vor face, ce vor dirige. Da, sunt oameni care lucrează, care încasează zeci de mii de lei de acolo și n-au găsit încă o soluție. Nu înțeleg prea bine un fenomen. Noi nu mai putem produce, în schimb, în Germania și în Franța, totul se poate produce pe termocentrala din Germania, care a intrat în funcțiune acum recent. Deci asta e un lucru la care trebuie să ne gândim puțin. Deci acolo se poate și la noi nu. Dacă nu, cumva noi suntem aia care doar trebuie să consume, dacă România nu e doar o zonă de consum și atât, și cotizează acolo. Iar pe lângă asta trebuie să ne dăm seama că sub o formă sau alta, complexul energetic Oltenia își va reduce numărul de angajați. Deci, în orice variantă, complexul energetic Oltenia nu va mai avea același număr peste 10 ani. Păi stai să simplificăm, simplificăm lucrurile, Andrei. De la 100.000 cât avea înainte SNL Rovinar Turceni, avem 13.000 acum. Da, și vom ajunge probabil la 4-5.000 mai mult de atât. Eu sunt convins că nu în maxim 10 ani de zile. În maxim cel mai fericit caz, zic eu. Dar ce se întâmplă? Ei spun, noi nu restructurăm, nu dăm oameni afară. Păi nu, dar ies 20 la pensie și angajez unul și pe la politic. Aici e o problemă. Tinerii de ce ar mai rămâne în Gorj? Unde o să lucreze tineria? Pentru că la complexul energetic Oltenia au fost totuși niște salarii puțin peste un salariu mediu, zic eu, în România, adică un salariu care îți permite un trai decent. Vă rog o concluzie a dezbaterii noastre, am aproape la final, după care îl rog pe domnul Riștoiu. Domnul Ghimi și prima dată, vă rog. Haideți să încercăm să schimbăm lucrurile, haideți să încercăm să ieșim la vot, să votăm oamenii, să votăm totuși oameni care vin cu proiecte. Haideți să încercăm să aducem și în Gorj proiectele care pot să reprezinte, să aducă plus valoare pentru oameni. Haideți ca tinerii să nu mai plece din Gorj. Gorjul se depopulează cu fiecare clipă și știm lucrurile astea, dar oamenii vor rămâne, tinerii vor rămâne în Gorj dacă vor avea locuri de muncă bine plătite și asta înseamnă investiții în inovare și antreprenoriat, susținerea inovării și antreprenoriatului în Gorj. Haideți să aducem, pentru că sunt bani foarte mulți, importante să-i aducem și să vrem să aducem lucrurile respective. Și cred eu că împreună cu toții, atât cetățenii cât și oamenii care vor să facă politică și au intrat în politică și vor să facă și altfel decât celelalte partide, putem reuși. Domnul Distroiu. Eu invit pe cetățeni candidata de 27 septembrie să prezinte la vot, să voteze rațional, să gândească, să-și aleagă candidatul care a venit cu cele mai bune proiecte și care prezintă încredere pentru dânsii, să nu mai votăm marile partide care au avut deja puterea în mână timp de 20-30 de ani și am văzut unde am ajuns. Sunt sigur că tinerii nu doar că putem să-i facem să mai plece din județ și putem întoarce acasă pe cei deja plecați, dacă aici le vom oferi locuri de muncă și un trai așa cum ei și doresc, precum în marile orașe, și am văzut că în România se poate, în marile centre universitare, de ce nu am putea și noi? Pe 27 septembrie invit la vot să voteze Partidul Mișcarea Populară, alături de pe candidatul nostru Marian Rotaru și echipa PMP.
Mulțumesc că ați fost alături de noi în această seară. Partidul Mișcarea Populară, Partidul Verzilor, Generația Altfel, o șansă pentru Gorj. Dumneavoastră decideți mai bine, stimați telespectatori, pe cine veți pune ștampila pe data de 27 septembrie. Eu vă spun o seară bună și rămâneți alături de noi în continuare.